Ale Sfinților Dreților Dumnezei, Părinții Iachim și Ana, și pentru alăturilor Sfinților, să ne miluiască și ne mântuiască vre noi, ca un buș de oameni viitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. Iubiți credincioși, cu puțin timp înainte de învierea Domnului nostru Iisus Hristos, adică cu aceste două duminici, vedem că Sfânta Biserică ne pune înainte această Sfântă Evanghelie care s-a citit astăzi și care ne spune că Mântuitorul Hristos i-a luat pe cei 12 ucenici și a început să le spună ceea ce trebuia să se întâmple, pentru care venise Mântuitorul nostru Iisus Hristos în lume. Și urcându-se spre Ierusalim, a început să le spună că Fiul omului, adică Iisus Hristos, Mântuitorul și Dumnezeu, se va da în mâinile oamenilor păcătoși și îl vor batjocori și îl vor omori și a treia zi va învia. Dar doi dintre apostoli, Iacob și Ioan, n-au ținut cont de aceste împrejurări în care vorbea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că trebuia să se întristeze pentru aceasta, că Mântuitorul Hristos trebuia să pătimească, și s-au adresat cu o cerere și a zis că vrem să ne dai, să cerem de la tine ceva și ceea ce cerem să ne facem. Ce voiți să vă fac? Să stăm unul de-a dreapta și unul de-a stânga în împărăția ta. Că Mântuitorul Hristos le vorbise în alte rânduri despre împărăția pe care avea să o întemeieze. Dar nici lumea, nici Sfinții Apostoli atunci n-au înțeles misiunea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și credeau că aranjează o împărăție pământească. Neamul evreu era sub Imperiul Roman, credea că Mântuitorul Hristos se izbăvește din Imperiul Roman și va pune o împărăție a lui Israel. Și de aceea și Sfinții Apostoli s-au adresat cu această întrebare. Și Mântuitorul Hristos le-a spus că nu știți ce cereți, că aici a arătat... Prin cei 12 apostoli se arată tot neamul omenesc, căci nu vedem lucrurile în profunzime, nu vedem în inima omului, nu vedem în adâncime, ci vedem la suprafață și ne rezumăm numai superficial. Și de aceea cerem și noi de la Dumnezeu de multe ori lucruri care nu știți ce cereți și nu sunt de folos. Deci aici a vrut Mântuitorul Hristos să arate nepriceperea omenească. Și dacă le-a spus că aceasta este pregătită numai nu lor, ci altora, s-au iscat între ei gâlceavă. Ceilalți 10 au început să-i gâlcevească. Și Mântuitorul Hristos a arătat altă, a dat altă învățătură care trebuie să o păstrăm, să o păstrăm și noi, și am păstrat-o creștinii cei adevărați, și a spus, pe lumea aceasta, cei ce domnesc sunt mai mari peste cei slabi. Dar între voi să nu fie așa. Cel care voiește să fie mai mare, să fie sluga tuturor. Deci uitați-vă ce învățătură dumnezeiască pe care puțin o punem în aplicare. Că Mântuitorul Hristos pe urmă a adăugat că nici Fiul omului n-a venit să-i slujească cineva lui, ci El a venit să slujească. S-a născut în peșteră săracă, a fost sărac, lipsit în toată viața, a spălat picioarele ucenicilor,
ca să arate și să dea această învățătură, să o pui și în practică. Nu numai că să o învețe, că degeaba teorie facem dacă nu punem în practică. Așa că Mântuitorul Hristos, la cina aceea de taină, a luat lighean, apă și ștergar și a spălat picioarele ucenicilor și le-a zis: înțelegeți ce vă fac eu acum? Eu, dacă sunt învățătorul vostru și fac aceasta trebuie să faceți și voi. Și de aici rezultă și această învățătură care a zis că să nu fie între voi unul mai mare sau mai mic. Și dacă vrei să fii mai mare, să fii mai mic decât tot, adică să fim egali și să avem dragoste unul față de altul. Că cu nimic nu suntem mai presus decât fratele nostru, decât cel de lângă noi. Toți avem aceleași organe, aceleași simțuri, văzul, auzul și toate celelalte. Nu are unul trei mâini, nu are trei picioare, nu are gândire, în gândire se deosebesc cu oamenii. Dar gândirea trebuie să o dobândească omul în învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după cum Mântuitorul Hristos a spus Sfinților Apostoli: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia și botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Deci toată învățătura care Mântuitorul Hristos a spus-o Sfinților Apostoli, suntem și noi datori să o păzim. Și iarăși mergem la învățătura aceasta desăvârșită care a spus-o și înainte de patimă Mântuitorul Hristos, că aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Și mai mult decât atât a spus: iubiți pe vrăjmașii voștri. Vedeți, dacă sunteți atenți la ecteniile din Sfânta Biserică, Biserica întâi se roagă pentru cei ce ne urăsc pe noi, apoi pentru cei ce ne iubesc. Deci așa de mare trebuie să fie dragostea noastră, să se asemene cu a Mântuitorului Hristos, cu a lui Dumnezeu. Că numai așa am putea să ne numim și noi creștini. Astăzi vedem că facem pomenirea cuvioasei Maicii noastre Maria Egipteanca. Ea are și zi de sărbătoare pe 1 aprilie, dar e pusă și în această duminică ca să luăm învățătură dumnezeiască și din viața ei. Că ea a fost o femeie desfrânată și a mers la Ierusalim cu alți închinători să se închine la Sfânta Cruce și la mormântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acolo, din cauza păcatelor ei, a fost reținută și n-a putut să intre să se închine. Din această pricină a venit în întristare și în pocăință și s-a rugat Maicii Domnului și, pe urmă, după rugăciunile cu lacrimi, a putut să se închine. Apoi s-a lăsat de toată viața aceasta și a pus toată nădejdea în Dumnezeu și a părăsit lumea aceasta și a intrat în pustiul Iordanului. Dar cum a intrat? Cu ce a avut pe ea și dacă a avut ceva să mănânce? Și nu s-a desnădăjduit, cum se întâmplă de multe ori în zilele noastre, cu oamenii când văd că dau de greu, ferească Dumnezeu, le vine gânduri necugetate. Ea și-a aruncat toată nădejdea în Dumnezeu, deși în pustie nu era nimic să mănânce. Hainele s-au rupt de pe ea, a petrecut numai în rugăciune. Deci cât din viața ei trebuie să tragem concluzia că Dumnezeu este milostiv și a venit să cheme pe cei păcătoși. Dar păcătosului nu iese de ajuns numai să mărturisească, să facă și ceva ca să vadă Dumnezeu că el s-a oprit de la păcat. Și primul și cel mai de căpetenie lucru este
ca după ce ne-am mărturisit să punem nădejdea în Dumnezeu și să cerem harul lui Dumnezeu ca păcatul să nu-l mai săvârșim. Așa a făcut această sântă, n-am mai săvârșit păcatul. A petrecut 30-40 de ani în pustie, s-a rupt hainele de pe ea, a ajuns să fie trupul coșcovit, căci acolo sunt 40 de grade, noaptea e frig, ziua e prea cald, s-a rupt hainele, a rămas așa și așa a petrecut în rugăciune și se hrănea ce găsea pe pustie. În cele din urmă a ajuns la atâta înălțime și atât s-a subțiat gândirea și s-a apropiat de Dumnezeu că și-a simțit sfârșitul. Și un cuvios Zosima care a fost în pustie l-a strigat pe nume și a ajuns să se ridice de la pământ când făcea rugăciune. Mai sus de un metru de la pământ când se ruga lui Dumnezeu. Și s-a învrednicit să fie împărtășită și să fie îngropată tot de Zosima care a venit la un an și să aibă sfintele moaște care Dumnezeu dă dar celor care l-au iubit cu desăvârșire. Deci prin aceasta ne învață această amintire, această prăznuire a ei, ne învață că și noi trebuie să procedăm la fel ca să putem fi cu Dumnezeu. Să ascultăm din învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos și să gândim că nu mai este mult până la înviere, până în săptămâna patimilor, când prăznuim că Mântuitorul Hristos este vândut, bătut, răstignit și în cele din urmă va învia. Deci să pătimim și noi cu Mântuitorul Hristos, să pătimim și noi cu sufletul nostru, să ne gândim că pentru păcatele noastre Mântuitorul Hristos a venit pe pământ. El a făcut toată lucrarea. Acum nu ne rămâne decât nouă să facem, să fim de acord cu El, să-L mărturisim, să avem viață creștinească, viață cum ne-a învățat Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți și cum Biserica ne povățuiește mereu ca să ne ducă la mântuire. Cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, cu rugăciunile preacuratei Maicii sale Mariei Egipteanca și ale cuvioșilor care astăzi au prăznuit, să dăm slavă lui Dumnezeu, să ne rugăm să dindea înțelepciune, să putem pe calea, să mergem pe calea cea bună. Dacă îngăduiți, facem o liftă de mărturisire, dacă nu o facem pe urmă, cum doriți. Facem acum o liftă de mărturisire și pe urmă și niște rugăciuni pentru boală, cel de folos, le citim la toată lumea. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărație, Răspânghitor, Duh, adevărul care pretinești, ar lipnești, Visierul bunătăți, dătător de viață, vino și te sălășiești, noi și ne grățăm toată spurgăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, vinește pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, vinește pe noi. Bine nu se cea sfințe de noastră, că iar nu ne greșeli la Dumnezeu și pe Dumnezeu noastră, și pentru noi, cu cine-i dăvăiești, ce dupea. Că Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului, Doamne, și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne și 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 Bine ești Dumnezeu, Tată mare, mila Ta și mulțumea în viitoare, Tu care ești cer de fără de legea mea, mai puteți mă spală de fără de legea mea și păcatul mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul mă înainte mi se părerea. Ție, unui am greșit și rău înainte, am făcut toate te-ai dreptul cu inimile, dar nu sunt bine ești, bine ești de ca Tu.
Că iar bucură de deci v-am văzut și după care vă spunea că mea, că iar bucură la iubire de neară, nu știu, în astăzi, în timp de ani, în amin. Stropim mă cu Iisus și mă curățesc pe laume și mai întâi de fada mă mea, amin. Auzul meu, da, bucurie și să ne bucuroasă, vreau să își mereți mine doar ce față, să ne bucuroasă, nici doar de fără de lege, neșelile. Inimă cu dată, îți vești în primire, Dumnezeu, și tot în drept, noi ești în plăcere din nou, soare mele. Nu mă lepăda de la față, dar și Duhul tău cel Sfânt miloare, la mine de mine, puri, am înfiere, doar și cred că Dumnezeu mă ferește. Învățau cu se fără de zi, că e 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 de Dumnezeu, Dumnezeu, mântuirii mele, bucurați, va limba mea, de dreptatea, Doamne, o zără mele, bineschide și vrea mea, vă slavă, da. Pe de jivăite jertfe, ți-aș da carne, vine tot cum ne vine voi în jertfe, fără și-a spus cum umirite, ne-o am frânt, așa cum merită Dumnezeu, nu o va orbisi. Păi bine, Doamne, cu bună cu mea ta, Sionule, și să se zidească zidurile Ierusalimei, atunci e bine voi în jertfe, dreptăți prin nostru și arde, vine tot, atunci e bine ca altărătorul ței. Mirește-ne, vine Doamne, mirește-ne, prietene, începându-ne, gândiți-ne, să zicească în urcea încinție, ca omul să ne păvărtăși, te mirește-ne pe noi. Slavă Dau, Tău, Cipriu, Lui, Jesu, Dumnezeu, Doamne, Lui, pentru noi, pentru că ne-am îndrăduit, în te minea spune cu arde, nici nu-i fără de legile noastre, ci ca omul și acum ca muzit, ne învești pentru dușmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu noastră și noi suntem poporul din lucru, cu mâinile tale și cu numele de Dumnezeu, și acum și fără de așa, mergi, vești, amin. Ușa mea este vie, este mă binecuvântată, născătoare, Dumnezeu ca să fie ce încetează de ajunge tine și să ne mântuim prin tine, ne pregăti ești un pregăt neamnă, creștere. Domnului să ne rugăm! Dumnezeule Mântuitorul nostru, care în proroc tău Natan, ai dorit David cel ții iertare pentru păcatul lui și ai primit cu cel manas pentru păcăința lui, înși robii și roabele tale, cerce toți care sunt de față, care scăie de păcat ce au făcut, primești cu ții, tata ai virgeu, întrecând în gădere, toate cel făcut de dâns, cel cer din dreptăți și virești fără de regere. Pentru că Tu ai zis, Doamne, cu vrere, nu voi ești moarte păcătoși, se întoarci fie viuri, de șapte de ori, șapte să iertăm păcatele, pentru că după cum slava Ta este asemănată, așa și mina Ta este înmăsurată. Pentru că de vei căuta la fără de rei, cineva putea să-i regătuiești Dumnezeu ce-ați făgăiește slavă înălțăm Tatălui și Iurii Sfântului Doamne și Părurea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm să vină Doamne Iisării Soasirea lui Dumnezeu cel viu, păstorile și mielurile. Cel care ridici păcatul lui în care datorie celui datorii păcătoase, îi dăru certare, băiatul în stăpâne slăbește, lasă iartă păcatele fără de rezile greșale, cere băiștele fără de voie, cere înștiinți și neștiinți, cere încălcare, porunc și neascultare. Care se făcă de robii de acești și morți, ca niște oameni purtând rugi de țin de numele de la diavolul, sau înșelat, sau în cuvânt, sau în fapt, sau în știință, sau în neștiință, sau când preotul călca sub de un preot serios ca a fost. Sau sub anatima, că să rămân să spus în scaun, să măcar în timp ce rău binevoiește de să-i robii de acești prin cuvânt, iertând lor de semnul de rământ, după mare mila ta. Așa, stăpâne, iubitoare de oameni, Doamne, auzi care merg în mână tăsare pentru robii de acești vederea că au mirosit toate păcatele lor. Izbăvește-i de muntele veșnic, că Tu ai stâmâne oricât de vezi pe capre, mă vor fi legat și încerc, cât de vezi deslegat prin Dumnezeu, ca și încerc, că numai Tu să murești fără de păcat. Și ție slavă înălțăm preunși, cel fără din ghept al Tău, Părinți, prea Sfântul și bun de viață, că doar Tău acum și părurea și în veci vecilor. Amin. Amin, Domnului, să ne rugăm, Doamne, mirește, Doamne, Iisus Hristoase, Dumnezeu, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, păstorile și miele, care ridica păcatul lumii ce este dat datorie, cel doi datornici. Femeii cei păcătoase îi dărâți iertare pe care lui cerți în mine, care slăbă nouă cu noi împreună cu iertare pe care lui Tu usurează, lasă, iartă pe care le nelegite lucruri, cele spurcate, cele de voie, cele fără de voie. Cele știute și cele neștiute, cele cu colcare de porunc și neascultare, sunt de robi și roabe de tare aceștia toți care sunt de față, știți ca niște oameni purtători de trus vețitori în lume. Au alinecat, au greșit cu lucru, cu cuvântul, cu gândul, cu știința sau cu neștiința în noapte și în zi sau sub blestem și a folisit în arhiereuri de la preot sau că s-a înfresinit sau blestemat sau cu rămân pe numele Dumnezeu sau jurat și au călcat. Sau din mânia cea să fără răscoteală pre vreune din creștine au dat anatimii sau blestemat sau nemânit și au vorbit sau osândit sau clevetit sau vorbit spurcate au vorbit. Sau zovistuit, sau amintit, sau și-au adus aminte de rău, sau cu mânie, sau pornit, sau s-au mândrit, sau clivetit, sau acamut au luat, sau s-au trândăvit, ori în deșert s-au mărit. Ori într-o iubire de ardent, dacă s-au îmbătat, s-au vărsat, s-au lăfermecătoare, la vrăjitoare, la descântătoare, la alții, asemenea aceasta, s-au alergat, s-au prețe măsura, au mâncat. Sau într-un nesat, s-a fost al doilea rând, au mâncat, s-au curvit, s-au preacurvit. Sau malachii au făcut, sau... Altui trup au făcut păcat, pricinuie de păcat cu curvii, ori au bătut, ori au bătămat, ori au lovit, ori pe cineva au scuipat, ori au furat, s-au fumat. Sau cu nemilosivire și cu scumpete s-au îngreuiat pe sărași, nu le-a miluit, sau după puterea, potriva puterilor bine n-au făcut, s-au îngând, au hulit. Sau de necurăție și-au adus aminte, s-au părit, s-au strâmbătat, le-au făcut, sau pe frații lor l-au scârbit, sau i-au râs, sau i-au amărât, sau la rugăciune și la cântare sunt mintea lor, s-au bătut la alte micneniști de șertăciunul meu. Ori ca niște rău pânților s-au făcut sau ce nu se cade, au vorbit, ori fi ascuns, au mâncat, sau ceva necurat, au mâncat, sau cu semeție, au greșit, sau nemânești, au râs, sau frumusesc, trăinea, au văzut cu dânșa în inima.
Ori vorbite și astăzi ce trebuie ce a grăit ori de păcate, fraților lor i-au râs și au sândit, iar ale lor păcate și nedicii nu le-a socotit. Sau de rugătine nu s-au îngrijit, sau poruncile duhovnicilor n-au păzit, ori s-au linedit, ori nebăgători de seamă a fost acel ce vi-au de făcut, ori răbdare n-au avut, sau cu îndrăzire, socotința, fiind înțeles de șertăsine, au grăit, sau clevetit, sau altceva rău au făcut. Pentru toate dintre alte asemenea acestora știu, deci ne știu decât ca niște oameni robitări de frații noștri au greșit iubitori de oameni, Doamne, mirește iar lor toate. Așa să pune Doamne Dumnezeu nostru, ascultă-ne pre noi, care ne rugăm mânătăți sale pentru robitei aceștia, frații noștri, și treci ca unul neaducător aminte rău toate greșelile celui al lor și ne curate fără de rege. Ca niște oameni au făcut s-au gândit, că ei singuri le mărturisesc înainte împărăției tale, că acestea toate și mai multe și mai mari decât acestea au făcut. Și pentru mine ta, ascultă-mă pre mine rog bătăți și izbăvește din munca te vești, făi moștenitor vești, nortare bunătăți. Împreună cu toți din viață au bineplăcut și îmi rângești pe dânci fără de o sână să împărtășim cu îmbrăcășitoarele și murtoarele tale taine, că tu ai să pune câte veți lega precum vor fi legați și în ceruri și câte veți deslega pe pământ, vor fi deslegați și în ceruri, că tu sunt grești fără de păcat și ceruri, că ești da păcat și ține în toată slava, cinstea și îngrăciunea împreună cu cel fără din început al tău, Părinte. Prea Sfântul și bun de viață, vă dor să doa acum și fărurea și în veci vecilor. Domnului să ne rugăm să pune Doamne Dumnezeu nostru, unde ne-a născut Fiul și Fărul Tatăl, de toată legătura păcatului nostru prin pat mai rup. Și ai suflat în viețile apostolilor tăi și a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcați și vor ierta lor, că le veți ține ținute vor fi. Tu, Stăpâne, prin Sfânt, ai apostol și ai dărit celor după vremi, slujesc la cele sfinte în Sfântă Biserica ta să ierte păcatele pe pământ, să lege și să desfăie toată legătura nedreptății. Deci acum te rugăm pe robii și roabile tale aceștia toți care sunt de față și se pomenesc, care stau înaintea ta, dă-le lor mila ta, rupi-le legătura păcat și orice a greșit, într-o știință sau neștiință sau nebăgare de seamă sau din slăbitiune sufletului și-a făcut. Cel ce știe neputința omenească, un iubitor de oameni și bun să vând toate păcatele voieștele fără de voie, iartă-le lor, că tu ești cel ce desfăci pe cei legați, cel ce ridici pe cei surpați, cel desnădăduiți, odihna cel căzut și pe robii și roabile tale aceștia să obozești din legătura păcatelor lor. Că s-a prea slăvit prea sfântul tău împreună cu al Părintele cel fără de început și prea sfântul bun de viață, că doar tău Duh, acum și porurile așa în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Părinte Sfinte, doctorul sufletelor și al trupurilor, cel ce ai trimis pe un născut fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, de vinde toată boala de moarte să izbăvească, tămădești pe robii și roabile tale aceștia toți care sunt în față, de toată neputința duprească și sufletească ce i-a cuprins și păstă vieți cu darul Hristosului tău. Pentru rugăciune preacurată să bine noastră, că doar Dumnezeu și purmea Fecioare Maria, cu tine de viață, că doar ei cruci, cu folosindă din zilul celălalt și toată de tu puteri, ale cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorului botezătorului Ioan, ale sfinților slăvitilor în tot răudațelor apostoli, ale sfinților slăvitilor bun biruitor munteniști, ale sfinților de Dumnezeu purtătorilor, părinților noștri, ale sfinților și tămăduitori fără de ardins, Cosma, Damian, Chir și Ioan, Pantelimon, Cermolae, Samson, Iomit, Mochi, Sanghita, Areu și Trifon, ale sfinților dreților Dumnezeu, părinții Ioachim și Ana, și ale Sfântei Cuvioase Maginoase Maria Egipteanca și ale Sfinților Cuvioși Iosif și Gheorghe și ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeu nostru și slavă nățăm împreună și pe unea năsiul Tău, prea Sfântului și bun de viață, de dor Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm, Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru cel mai înainte de veci, împreună fără de început și de o ființă cu Tatăl cel fără de început, Dumnezeu cel viu și cu Duhul cel fără de început și nedispărțit, care te-ai bucurit din cer și om neschimbat ai făcut, ca pre om de înșelăciunea diavolului de mulțirea lui să-l slobozești, să strici toate faptele lui de rău cele diavolești. Și Sfinților Tăi Ucenici și Apostolii le-ai dat putere călca peste cer și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Ție acum noi ne vrem ce robii Tăi cu adia dinsul ne rugăm. Caută cu milosevire spre casele robilor Tăi acestora toți care sunt de față și te pomenesc. Despărările cele rele ale viclenilor oameni, ale otrăvitorilor și ale descândătorilor, ale fermecătorilor și ale fermecătorilor și ale viclenilor diavoli. Izbădește prea aceștia mântuiți și învivorați că toate sunt puțini cu iubire de oameni, toate acestea le risiți într-un nimic, ale faci și le întoarce. Ca fără de ispite îți vedea credincioșii robitei aceștia, toți care sunt de față și s-au pomenit de acele spărări dobitoase și toate cumpriților în pace să petreacă. Că Tu ești Dumnezeu nostru, care ne miluiești, mântuiești prin noi și Ție slavă înălțăm împreună și pentru Cel fără de început și prea Sfântului și bunul de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm.
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Creatorile și Gâinistorile la toate, Sfânt și slăvit ești, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, slavă ție, Tu cel te lăchești în lumina Ta nepătrunsă, neapropiată, pentru rugăciunea mea smeritului și nevrenic robului Tău, depărtează demonii, stinge viclenia de la robii și roabile Tale aceștia. Revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și poate să-și dea roadele lui, copace de vie, să-și dea de plin rodul lor, femeile să-i deslegate și eliberate din rodirea pântului. Acestea și toate lumea mai întâi fiind deslegate de sleagă și de toată zidirea de toate legăturile diavolești și desleagă pe robii și roabile Tale aceștia împreună cu toți ale caselor de toate legăturile satanii, ale magiei, ale farmicilor și ale puterilor protinge, împiedică de Doamne Dumnezeul nostru, părinților noștri. Toată lucrarea satanei, Tu cel te deslegi de magie, de farmice, de vrăji, de toate lucrările satanicești, de toate legăturile lui, distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Sfântului Tău nume. Așa, Doamne, Stăpânea, tot te auzi-mă pe mine nevrenic cu surul Tău și desleagă pe robii și roabile Tale acestea de toate legăturile satanei, dacă sunt legați în ter sau pe pământ sau cu pele de animale necumătătoare sau cu fier sau cu piatră sau cu lemn sau cu scriere sau cu sânge de om sau cu al păstrilor sau al peștilor sau prin necurății sau al chip sau au bătut asupra lor, sau dacă de altă parte a venit din mare, din fântâni, din morminte sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghii de om, de animal sau gheare de pas sau prin fier vii și morți sau prin pământul morților, sau dacă a venit prin străpungere de ace, desleagă pentru totdeauna în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare. Tu, Doamne Dumnezeu, care cunoști și știi toate, desleagă, sfărâmă, distruge acum lucrările magiei, iar pe robii și roabile Tale aceștia, păzește cu toți ai casei lor de toate uneltirile diavolești, zdrobește cu însemnarea cinstită de viață făcătoarei cruci toate puterile protinse, pustiește, distruge, depărtează de întotdeauna toate lucrările magiei, vrăjitorii și fermecătorii de la robii și roabile Tale aceștia, așa, Doamne, auză-mă pe mine. Păcătosul slujitorul Tău și pe robii Tăi cu toți ai casei lor desleagă demon de amiazid, de toată boala, de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmicile, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepția, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia de toate rătăcirile și greșelile știute și neștiute, pentru că sunt pentru sânumele Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm, Stăpâne, Doamne Dumnezeule, Cel ce ești mântuirea robilor Tăi, milosii îndelung îndurate și îndelung răbdătorile, care îți pare rău de răutăți noastre, în voie moarte de vădă, sunt doar că suie viu. Însuși și acum milosvește asupra robilor și a robilor Tale acestea la toți, de lor chip de pocăință, iertare, băgare, deslegare și slobozire. Iertând toată greșeala Te devoiește afară de voie, împacă și unești pe genul Sfânta Ta Biserică din Iisus Hristos, Domnul, care în prevență cu ne stăpânești mare cuvință în veci. Miluiește noi, Dumnezeu, de primarii, mila Ta rugămâneți, auzinește, miluiește. Încă ne rugăm lăsare și iertare păcat, rog Dumnezeu toți care sunt de față și pentru ca să le se ierte lor toate șala ce de voie și afară de voie. Ca Domnul Dumnezeu să dărească lor iertare păcat în prin pocăință. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu este slavă înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui, să fugă de la fața Lui cel ce urăsc spre dânsul, precum să stinge fumul, să se stingă cum stopește ceara de fața focului. Așa să piară dracii cei fermecători, descântători la fața Lui Dumnezeu, iar robii Lui Dumnezeu acești să bucure înaintea Domnului, să deveselească, să fugă și să depărteze la casele robilor Tăi acești, dar și toți care sunt de față să pomenesc toată vicleanul diavol și otrăvirea și farmicile și descânțișele. Prin stropirea acestea apei simțite deci nimic să, și într-un nimic să se întoarcă și să stingă. În numele Tatălui, Amin. Și al Fiului, Amin. Și al Sfântului Duh, Amin. Acum și pururea și în vecii vecilor, Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miliește-ne pre noi. Amin. Dumnezeu să o binecuvânteze și la mulți ani!